Bună ziua, bine v-am găsit între prieteni. Este începutul lunii octombrie și bineînțeles că se întâmplă niște lucruri importante acolo pe cer, iar invitata noastră, dragă prietenă a emisiunii noastre, Luminița Ristea, astrologă, știe exact luna aceasta care sunt energiile, cum stau planetele și cum o să ne impacteze. Haideți să aflăm toate detaliile. Bine te-am găsit, Luminița! Bună, Dana! Iar am venit la o zi mare. Așa ne-ai obișnuit. Programăm, fără să ne uităm în calendarul astrologic. Și azi, când facem această emisiune în direct, Lilith, după 9 luni de zile în leu, începe să tranziteze în fecioară. E o zi importantă, e o zi în care e această schimbare de energii. Energia leului a fost foarte puternică pentru Lilith, fiindcă ne-a dus foarte mult către a lucra cu ego-ul nostru, a lucra cu latura noastră narcisică, a trezi tot ceea ce ține de valoarea noastră personală, a ne valoriza, a ne gândi mai mult la noi în detrimentul celorlalți. Și iată că vine Lilith în fecioară, care ne dă alte teme. Și temele acestea sunt destul de variate, spectrul este la fel de variat. Poate la Lilith în leu am avut un spectru mai concentrat pe noi, pe ego-ul nostru, dar la Lilith în fecioară avem de fapt două domenii importante pe care vom lucra, cu care vom lucra în următoarele 9 luni de zile. 9 luni, o perioadă de gestație, da? Exact, ca cât o sarcină, nu? Este legată, da, da, Lilith foarte mult și de energia feminină. De fapt, Lilith este apogeul, este un punct virtual, nu este o planetă, este un punct virtual, este apogeul lunii. Este punctul cel mai îndepărtat pe traiectoria lunii și atunci este practic o, se spune, sau poate din cauza asta, aceasta Lilith a fost atât de demonizată, de stigmatizată. Că e partea întunecată, este, nu? Partea întunecată, da. Că este umbra, dar în același timp Lilith este și potențialul nostru, da? Și în următoarele 9 luni, cu ce putem să lucrăm? Putem să lucrăm pe două domenii importante, un domeniu legat de sănătate. Atenție, s-ar putea să devenim mai ipohondri în această perioadă, adică să fim mai concentrați pe starea noastră de sănătate. Dacă ne apare ceva, să mergem imediat la doctor, să ne facem 100 de controle medicale, adică să exagerăm, sau pe partea cealaltă să ne neglijăm de frică. Deci este această frică legată de sănătate, de starea de sănătate, de ce ni se întâmplă. Și cred că în această perioadă e foarte important să fim conectați cu corpul nostru, să ascultăm și să receptăm mesajele foarte, foarte clare care vin de la, corpul nostru. Asta, da, este o direcție, și o altă direcție e legată de muncă. Ceea ce e foarte important. Munca, serviciu, relațiile cu colegii, cu șefii, pot să apară niște dispute, mici dispute acolo, da, conflicte. Fel de fel de conflicte, fel de fel de probleme care pot să ne dea peste cap, așa încât trebuie să fim atenți și dacă îmbinăm sănătatea cu munca, să creăm această stare de echilibru între muncă, între viața personală și viața profesională. Cred că este tema generală cu care va veni Lilith, sau vine deja, că Lilith să facem niște schimbări, nu? Astfel să facem să niște nu schimbări, da. De fapt, știi că am vorbit luna trecută, la luna septembrie, că ne relaxăm, că totul este devine mai blând, ies planetele din retrogradare, a ieșit Venus din retrogradare, nu? A ieșit, da, Mercur din retrogradare, iată că i-au făcut loc lui Lilith, luna octombrie, da, și se reactivează, da, toate aceste, da, energii și totul devine mai capricios și suntem gata să ne pregătim pentru noi transformări și noi schimbări. De ce? Fiindcă luna octombrie este luna eclipselor. Deci este al doilea sezon de eclipse, primul sezon de eclipse l-am avut în primăvară, este al doilea sezon de eclipse care l-avem acum în toamnă și care ne va marca. Sunt două eclipse diferite, o să vedem imediat despre ce este vorba, și așa ca și frunzele toamnei, da, care schimbă culorile, da, roșu, arămiu, galben, da, arămiu. Tot așa și realitățile noastre vor suferi o metamorfoză trecând prin aceste momente karmice, aceste momente ale eclipselor. Pe scurt, repede, și după aceea o să trecem pentru fiecare zodie în parte. Mercur, începem luna octombrie cu Mercur în Fecioară, ultimele zbatere ale lui Mercur în Fecioară, deci ultimele clarificări pe care le avem după ce Mercur a retrogradat și ne-a făcut o grămadă, ne-a dat o bătaie de cap și o grămadă de probleme, dar care ne-au ajutat. Și Mercur în data de 5
octombrie până în 22 octombrie va intra în balanță. Deci vom comunica mult mai armonios, vom fi mult mai atenți la ce spune partenerul. Poate partenerii este important să ne asculte și pe noi, să ne asculte punctul de vedere. Deci foarte important să socializăm, să relaționăm, fiindcă suntem în această energie mercuriană. Din 9 octombrie și Venus se schimbă semnul. Venus, care a stat în Leu 3 luni de zile și care la fel ne-a provocat maxim, ne-a dus așa către cele mai intime și cele mai profunde conștientizări ale noastre, Venus intră în Fecioară. Venus intră în Fecioară, în Fecioară nu se simte bine, fiindcă în zodia opusă, în zodia Pești, Venus este în exaltare. Venus în Fecioară este în cădere. Deci este o Venus mai stresată. Mai reținută, așa, da. Mai stresată, da. Fiindcă vrea să facă totul perfect, să fie totul foarte bine, să fie totul foarte curat, să fie totul foarte, foarte organizat și nu mai dă voie. Dacă ne uităm așa la zodia opusă, la zodia Pești, în care ne lăsăm în fluxul vieții, ne lăsăm, suntem mai creativi, Venus în Fecioară va fi mai rigidă, ne va da oarecare rigiditate, da? Dar este important să gândim clar, să fim concentrați pe ce avem de făcut și atunci ne facem treaba și cu Venus, nu? În 11 octombrie Pluto iese din retrogradare. A fost o retrogradare care a acompaniat această perioadă dificilă, care am spus, această vară dificilă și ne-a ajutat să ne transformăm, să putem să schimbăm lucrurile și ne ajută, intrând în mișcare directă, să ne recâștigăm puterea personală și să îmbrățișăm această parte de umbră pentru vindecare. În 12 octombrie, un alt tranzit important, Marte ajunge acasă la el în Scorpion. Se simte bine Scorpion, da? Va fi foarte profund. Acțiunile noastre vor avea sens, vor avea fundament, temelie. Vom avea acțiuni mai îndrăznețe, mai curajoase și ce putem acum să facem, ce ne ajută Marte să facem, să accesăm aceste resurse ascunse din noi, pe care le regăsim, căutând în cele mai întunecate cotloane. Păi cum e Scorpionul, nu? Că el e misterios. Exact, așa. Misterios. Da. Niciodată nu știi ce facem, da, cu Scorpion. Așa este. Da. Așa este. Și vine eclipsa în 14 octombrie, este prima eclipsă, este o eclipsă inelară de soare. Da? Și este în balanță. Balanța care este orientată către justiție și, practic, de ce este importantă această eclipsă de soare în balanță? Este prima eclipsă care are loc după anul 2004. Deci din 2004 n-am mai avut loc. Deci de 20 eclipsă. De ani, da. Exact, da. Mai avut. Este sunt niște ciclicități legate de eclipsă. Și este prima eclipsă după 20 de ani, așa încât cei care sunt mai în vârstă, așa, să ne gândim ce s-a întâmplat în 2004. Pentru mine, anul 2004, chiar m-am gândit când am făcut acest material, a fost extrem de important. Atunci am făcut o ascensiune, fiindcă am intrat într-o rețea internațională de contabilitate, consultanță și audit. Am avut așa curajul să fac un pas înainte și a fost un an în care chiar m-am depășit, m-am autodepășit și am avut curaj să-mi depășesc niște limitări și niște frici, așa încât sper, deci, că despre asta este vorba și acum, despre, nu? Aceasta este vorba, fiindcă o eclipsă de soare, ce înseamnă? Conjuncția soare-lună în balanță, un nou început, dar acest început e legat și de, fiind în balanță, e legat și de nodul sud, adică de acest punct karmic de destin, care ne conectează la trecutul nostru karmic, dar ne conectează la niște lecții, niște teme din trecut pe care dacă nu le-am realizat, rezolvat, avem acum șansa acum să, și, le, nu? Să da. Le rezolvăm. Deci e o perioadă importantă și este bine să fim atenți în această zi. Mai este o zi importantă, 20 octombrie, când Mercur în balanță se întâlnește cu Soarele în balanță în Kazimi. Deci Mercur este nima Soarelui și aduce un moment de claritate, de descărcări divine, download de informații. Să fim atenți, că cine știe ce mai descoperim. Pe 22 octombrie, Mercur, care ai văzut, este foarte jucăuș. Deci a fost în Fecioară, în balanță, din 22 octombrie intră Scorpion. Deci a stat două luni într-o zodie, acum într-o lună parcurge trei zodii și accelerează viteza. Și, bineînțeles, în semnul enigmatic al Scorpionilor vom fi mult mai atenți să descoperim, să cercetăm zona aceasta de explorare,
tot ceea ce ține de partea asta psihologică, de cercetare, științele ezoterice este foarte, foarte accentuată. Din 23 octombrie intră soarele în Scorpion, începe sezonul Scorpionului, deci până pe 23 octombrie, am uitat să spun la mulți ani tuturor balanțelor care sărbătoresc ziua de naștere, după 23 octombrie, la mulți ani Scorpionilor care sărbătoresc ziua de naștere, începe sezonul Scorpionului și totul va fi mai profund, vom explora zone necunoscute și vom dori mult mai multă profunzime în tot ceea ce facem. Și, bineînțeles, ultimul eveniment care este foarte, foarte important, 28 octombrie, în preajma Halloween-ului. Așa, da? Ce se întâmplă? Exact, atunci este eclipsa parțială de lună în Taur. Este ultima eclipsă din familia de eclipse pe axa Taur-Scorpion. A început această manifestare de eclipse în noiembrie 2021. A mai avut loc o eclipsă de lună pe 8 noiembrie 2022 și acum trebuie să vedem ce s-a întâmplat în această perioadă. Deci fiecare din noi să se întrebe ce am făcut din noiembrie 2021. Poate am mai avut de consolidat, de lucrat la un proiect și acum poate să aibă loc această finalizare, această încheiere. Este ultima eclipsă, următoarea eclipsă pe axa Taur-Scorpion va avea loc în anul 2031. Oho, deci de asta este, da. Este o eclipsă foarte importantă. Să trag o carte. Hai să repede, vedem, da, să care vedem este atmosfera, un mesaj, ce spune mesajul, da, un mesaj pentru octombrie. Luna octombrie. Hai să vedem care este mesajul pentru luna octombrie. E unul frumos. Mesajul? Nu e frumos, da, e frumos ce am spus până acum. Eliberare. Eliberare, uite. Adică să învățăm, da. Să dăm, să eliberăm, să ne eliberăm. Ca să putem să mergem mai departe, exact, da. Exact, de lucruri toxice, de atașamente, de lucruri care nu ne mai fac bine. Să ne eliberăm poate de relații, să ne eliberăm de lucruri, de obiceiuri care nu ne ajută, da. Nu ne susțin mai departe. Dacă facem acest lucru, putem să mergem mai departe. Deci vezi că universul mesajul, da? Ne ajută. Știe ce zici. Și ne transmite clar aceste mesaje. Hai să vedem pentru fiecare zodie în parte. Îți dai seama, luna, tu ai văzut, este destul de complexă. Este, da, este. Eu am selectat decât zona aceasta de eclipse și schimbarea soarelui pentru fiecare zodie în parte. La berbec, în primul rând, berbecul, atâta timp cât soarele va traversa zodia balanță, este concentrat pe relații, pe a relaționa unul la unul cu partenerul. Berbecii se vor concentra pe găsirea de echilibru, da? Fiind zodia opusă balanța, și să depună mai mult efort, fie în relațiile de cuplu, fie în relațiile de colaborare. Eclipsa de soare în zodia balanță îi va ajuta pe berbeci pentru un nou început. De exemplu, berbecii care sunt singuri pot să-și pună intenții, da? Pentru a-și găsi o pereche. Berbecii care sunt în cuplu, este un moment de a aduce această relație la o nouă dimensiune, da? să încerce și altceva. Și cei care sunt în zona de business, pentru noi contracte și colaborări. Din 23 octombrie începe sezonul Scorpionului și este o focalizare, o concentrare timp de o lună pe tot ceea ce ține de zona financiară, resursele partajate, resursele partenerului, relațiile, atenție, berbeci, relațiile cu fiscul, relațiile cu băncile, cu instituțiile bancare, relațiile cu instituțiile de asigurări și relațiile de intimitate cu partenerul. Vor fi destul de provocate în această perioadă și în același timp vor petrece această lună mai mult cu focusul, cu concentrarea către interior, către ei, au de lucru. Eclipsa, ultima eclipsă, cea de lună din 28 octombrie, practic este o finalizare în zona aceasta financiară, cum am spus, legată de securitate financiară, legată de mijloacele de trai. S-ar putea ca berbecii să își părăsească un loc de muncă, poate să accepte o nouă promovare, să facă o schimbare în modul lor în care își câștigă banii, resursele și modul în care își cheltuie banii. Deci, și în același timp să se elibereze de o serie de tipare, apropo de eliberare ce am vorbit, care nu le fac bine. Pentru Taur, taurii sunt și ei în vervă, da, în vervă, mai ales că avem și o eclipsă, cea de lună este la ei acasă.
Pe măsură ce trec prin zodia Balanței, au temă legată de rutina zilnică, de stilul lor de viață, legată de serviciu, de muncă, de relațiile cu colegilor și cu șefilor. Și este important și pentru ei să restabilească acest echilibru sănătos între muncă și viață. Eclipsa de soare în Balanță poate să le dea taurilor un nou impuls. Spre exemplu, să schimbe locul de muncă, da? Să-și caute altceva sau să lucreze foarte mult pe starea de sănătate, da? Poate un nou regim, un nou stil de viață. Deci totul este nou aici și, bineînțeles, dacă fac acest lucru, rezultatele vor fi pe măsură. Odată ce începe sezonul Scorpionului, bineînțeles, pentru Taur, care sunt în opoziție cu Scorpionul, vine tema relațiilor. Deci iar tema relațiilor, iar zona aceasta sensibilă, concentrarea este foarte mult pe comunicare, pe dialog, în relații. Și este important ca Scorpion, ca Taurii să aibă această putere, da? Și să poată să lucreze, să-și aloce timp suficient, răbdare, asta nu venea cuvântul, răbdare, să lucreze cu partenerii din viața lor, atât partenerii de cuplu, cât și partenerii de business. Și în zona aceasta de eclipsă de lună în Taur, da, e la ei acasă, e pe casa întâi, este pe zona aceasta legată de vitalitate, s-ar putea ca Taurii să celebreze niște rezultate pe care le-au obținut, da? Poate și-au schimbat stilul de viață și atunci văd că se schimbă ceva și în viața lor. Poate noi proiecte care deja s-au materializat sau dacă nu au făcut niște pași importanti pentru ei, pot să îi facă acum. Pentru gemenii se simt mai bine, da? Fiindcă ei sunt în armonie cu sezonul Balanței până pe 23 octombrie. Și ei sunt cam fără griji în această perioadă, printre puținele zodii care sunt fără griji. Acum vibe-ul lor se va schimba foarte în bine în 14 octombrie, cu ocazia acestei eclipse de soare în Balanță, și pot să își schimbe tot ceea ce să redefinească relația lor cu plăcerile vieții, cu zona de creativitate, pasiunile, relaxarea, și să aducă în viața lor noi proiecte. De exemplu, să-și pună în gând poate să procreeze un copil sau să demareze noi proiecte creative sau să-și pună în gând să găsească un partener romantic. Deci au treabă gemenii. Odată cu sezonul Scorpionului se pun și ei pe treabă în zona de sănătate. Zona de sănătate și la muncă, cu rutina zilnică, cu echilibrul acesta între sănătate și viața de la muncă. Au nevoie să integreze niște obiceiuri sănătoase în viața lor, de exemplu meditație, să bea mai multă apă, să se plimbe mai mult, să se conecteze în natură. Eclipsa de lună din Taur din 28 octombrie va fi pentru ei un moment mai epuizant, deci spre sfârșitul lunii se mai plăștesc, așa ca să spun, fiindcă s-ar putea să se simtă mai sensibili, mai epuizați și au nevoie de a procesa tot ceea ce au înțeles în această lună, emoțiile lor persistente, și să închidă anumite cicluri, să facă puțină curățenie în gândurile lor, în emoțiile lor, și să renunțe la o serie de comportamente toxice sau autodestructive, fiindcă pot să înceapă lucruri foarte aproape de ei, dar ca să facă, să aibă acces la aceste lucruri, trebuie să aibă claritate oricum. Claritate, da. Exact. Racii, știi că racii sunt mai introspectivi, în general introspecție, și iată că în sezonul Balanțelor ei vor fi și mai, cum să spun, mai concentrați pe ei, fiindcă le va place mai mult să stea acasă. Să stea acasă, să stea în mijlocul familiei, să gătească, să se relaxeze. Adică au nevoie în această perioadă până în 23 octombrie mai mult de confort. Confortul casei, confortul familiei, poate și singurătate, liniște. Eclipsa de soare în Balanță marchează pentru ei un nou început legat de zona aceasta, fie de familie, de situație locativă, fiindcă, spre exemplu, pot să-și pună intenții legate, dacă vor să se mute, pot să-și pună intenții legate de o nouă mutare, o nouă
relocare, o extindere de familie, poate vor să-și legalizeze o relație. Da? Deci sunt niște teme frumoase pentru oraș pe care pot să le seteze. Odată cu intrarea soarelui în Scorpion, în 23 octombrie, e important ca să lase copilul interior să preia controlul și să trăiască în ton cu universul, să se bucure mai mult de viață. Adică să iasă puțin din carapacea lor, da, să se relaxeze mai mult, poate să se ducă în plimbări în aer liber, să se ducă în excursii cu partenerul, cu copiii, să aloce mai mult timp în relația cu copiii și să se distreze mai mult. Eclipsa de lună în Taur din 28 octombrie aduce un punct de cotitură în zona aceasta legată de prietenii. Da? Fiind o eclipsă de lună, pot să apară și o serie de rupturi drastice. Adică pot să realizeze că o serie... Fac curățenie acolo, nu? Prin list. Un prieten nu mai, da, nu mai corespunde. Rezonează, nu mai corespunde, nu mai rezonează și atunci vor renunța sau să consolideze anumite relații și în același timp să se conecteze foarte mult la planurile lor de viitor și la proiectele de viitor. Le recomand să gândească mare și să se bucure de ce au realizat până acum cu recunoștință și dacă sunt planuri care nu sunt bine setate, să le rearanjeze, fiindcă acum este un moment favorabil. Pentru Leu, lei la fel, o altă zodie care beneficiază în prima parte, adică până în 23 octombrie de tranzitul acesta al Soarelui în Balanță, sunt ca niște fluturași sociali. Deci ei tot timpul la evenimente, alături de prieteni, la plimbări, distracții. Deci sunt într-o stare de zen și eclipsa de soare din 14 octombrie coincide cu un nou început în viața lor. Spre exemplu, ei pot, dacă predau, să înceapă un nou curs sau dacă vor să se înscrie, să învețe ceva, pot să acceseze un nou curs sau pot să înceapă un nou proiect. Este o perioadă de noi începuturi și noi începuturi și în relația cu persoanele apropiate din viața lor, cu frații, cu surorile, cu verișorii, cu vecinii. Din 23 octombrie, după ce intră soarele în Scorpion, vor petrece mai mult timp și ei în familie, da? Se vor aduna, ca să spun, în jurul casei și este o perioadă poate mai nostalgică pentru lei, în care vor dori să fie mai mult mai aproape de membrii de familie și vor încetini ritmul, dar le va place mai mult să lenevească acasă, în confortul casei. Eclipsa de lună în Taur le aduce un moment culminant pentru ei în zona carierei. Deci să fie foarte atenți, fiindcă poate să fie un moment important în care să culeagă roadele acțiunilor pe care le-au întreprins. Poate s-au mutat sau au șansa acum să se mute într-un nou loc de muncă sau să schimbe domeniul de lucru, industria în care lucrează. Este un punct de cotitură. Și atunci trebuie să fie foarte atent să vadă cum gestionează această perioadă și să dea timpul înapoi, să se gândească la noiembrie 2021. Ce s-a întâmplat atunci? Fiindcă atunci a fost punctul de început și acum practic are loc o încheiere după 2 ani. Pentru fecioarele au treabă, fiindcă câte perioada aceasta a Balanței, fecioarele au treabă cu banii. Da, ele sunt foarte pragmatice, sunt puse să facă bani pe resurse. Gândul lor este numai la bani, la resursele financiare. Se concentrează foarte mult pe muncă, pe stabilirea de obiective financiare, pe modul în care își cheltuie banii și fiindcă doresc să se simtă bine, să aibă confort și să se simtă bine. Eclipsa de soare în Balanță din 14 octombrie le aduce un nou capitol legat de aceste resurse financiare. Pot să înceapă noi proiecte, noi colaborări în zona aceasta financiară și în următoarele 18 luni vor experimenta noi schimbări importante legate de aceste aspecte materiale ale vieții.
Odată cu intrarea soarelui în Scorpion din 23 octombrie, se pune accent pe relațiile cu persoanele apropiate din viața lor, adică relațiile cu frații, cu surorile, cu vecinii, cu prietenii foarte apropiați, fiindcă s-ar putea să dorească să petreacă mai mult timp alături de ei sau s-ar putea să dorească să călătorească, să facă aceste deplasări în jurul casei sau să ducă până la un frate, la o soră, la un văr, la un prieten, da? În același timp, sunt foarte curioase fecioarele și vor să exploreze, să învețe și s-ar putea să se înscrie la noi cursuri, fiindcă mintea lor este foarte curioasă și are nevoie de hrană și trebuie să o hrănească. Eclipsa de lună din Taur poate aduce o schimbare pentru fecioare de perspectivă legată de modul în care fecioarele privesc viața și vor primi noi informații, vor dori poate mai mult să călătorească, vor dori să publice o carte sau să lucreze în zona aceasta de online, podcast, marketing. Deci, la fel și pentru ele să se întoarcă înapoi în noiembrie 2021, să vadă ce s-a întâmplat atunci, ce s-a declanșat și dacă acum s-au realizat aceste lucruri, dacă nu să mai lucreze, fiindcă se mai pot ajusta lucrurile. Pentru balanțe am spus, la mulți ani, dragi balanțe, da, este sezonul balanțelor și acum balanțele, ce să spun, ele trebuie să fie, le recomand, să fie egoiste. Fiindcă ele nu prea sunt egoiste. Să-și facă plăcerile, nu? Să-și facă plăcerile, da. Să fie egoiste, să se concentreze pe nevoile lor personale, pe obiectivele lor personale, pe dorințele lor, da? Și eclipsa de soare care are loc în balanță, reprezintă pentru balanțe un nou început, o nouă resetare. Deci este un moment foarte, foarte important, mai ales pentru balanțele care sunt născute în preajma eclipsei, în preajma zilei de 14 octombrie. Și este un moment de stabilire de noi intenții și de, în același timp, de eliberare a ceea ce nu le mai folosește. Soarele, odată cu intrarea soarelui în Scorpion, în 23 octombrie, vești bune pentru balanță, fiindcă în următoarea lună concentrarea, focusul lor va fi pe bani. Cum își câștigă banii, cum vor munci cu mai multă pasiune, poate să-și caute un alt loc de muncă, poate să-și caute și alte modalități de a produce bani și, bineînțeles, mare atenție la modul în care își cheltuie banii și la modul în care își guvernează, își gestionează bugetul de venituri și cheltuieli. Eclipsa de lună în Taur vine pe această axă financiară și le promite să îi ajute să transforme relațiile lor legate de bani, de resursele celorlalți, de resursele partajate, de banii care pot să vină din colaborări în viața lor și la fel și ele să se uite, să vadă ce s-a întâmplat în 2021, poate atunci s-a semnat un contract important și poate acum are loc această materializare și culegerea roadelor. Scorpionii, o altă zodie, da, care este favorizată în această lună, în prima parte a lunii, deci până în 23 octombrie, scorpionii, să nu se sperie, dar vor fi mult mai privați decât sunt ei de obicei, fiindcă soarele lor este în casa 12-a și au timpul necesar să se pregătească pentru revoluția solară, pentru momentul în care soarele va intra în zodia lor. Este o perioadă mai dificilă pentru ei, o perioadă de introspecție, o perioadă de meditație, o perioadă în care au nevoie să se odihnească mai mult și să-și facă curățenie în gândurile lor, acasă la ei, în emoțiile lor, ca să fie gata fezandați, ca să spun așa, când vine sezonul scorpionului. Eclipsa de soare în balanță le dezvăluie informații poate pe care nu le-au avut la dispoziție, informații ascunse legate de modul în care pot să stabilească această relație sănătoasă cu ei, acest dialog interior. E foarte important pentru ei până pe 23 octombrie să aibă acest dialog interior cu ei, să-și asculte corpul, nevoile lor și mai e ceva, să facă pace cu trecutul. Să facă pace cu trecutul și să se pregătească pentru noile oportunități care apar după 23 octombrie când soarele intră la ei acasă. La mulți ani și pentru scorpioni încă o dată, pentru cei care sărbătoresc ziua de naștere în prima parte, în luna octombrie, magnetismul lor va fi pus în valoare, se vor concentra mai mult pe imaginea publică, pe modul în care ies în lume, modul în care sunt priviți, cum arată, da, look-ul lor. Și să se bucure de această perioadă, fiindcă sunt personajul principal. Eclipsa
de lună în Taur, este exact în zodia opusă și practic aduce un moment culminant, major, în relațiile de cuplu. Relații de cuplu, relațiile de afaceri, să se uite dacă relațiile au scârțâit din noiembrie 2021, când a fost prima eclipsă, s-ar putea ca acum să fie un moment de încheiere a relațiilor. Da? Dacă s-a lucrat pe relații, s-au dus la psiholog, au făcut constelații de familie, s-ar putea ca să fie un moment în care relația să se resusciteze, da? Și să intre într-o altă dimensiune. Deci, cu ocazia acestei eclipse, pot să intre oameni noi sau pot să iasă oameni din viața scorpionilor. Pentru săgetători, o altă zodie zen, da? Am văzut că gemenii, leii, săgetătorii, da? Fiindcă ei vor ieși și ei în lume, se vor simți bine în sezonul acesta al balanței, vor investi timp în relațiile sociale, în relaționare, vor acorda prioritate evenimentelor sociale, crearea de rețele. Eclipsa de soare în balanță din 14 octombrie plantează noi dorințe și legate de modul în care colaborează, modul în care relaționează cu prietenilor și atunci trebuie să fie atent și să vadă. E un nou început, s-ar putea să-și seteze intenții pentru un nou tip de prieten, un nou tip de grupuri din care vor să facă parte, da? Și în același timp le recomand să-și seteze intenții pentru planurile lor de viitor, să gândească mare, fiindcă acum pot să-și materializeze cele mai ascunse dorințe ale sufletului în niște planuri mai mărețe, așa, în energia lor, în energia jupiteriană, da, da, a lor. Soarele intră în Scorpion în 23 octombrie și practic încep să încetinească ritmul, vor avea și ei mai mare grijă de ei, vor fi poate mai obosiți, vor avea nevoie de mai multă odihnă, vor avea și ei nevoie să facă curățenie și să se angajeze în obiceiuri mai sănătoase pentru ei, pentru emoțiilor, pentru corpul lor, ca să se relaxeze și să se pregătească pentru următorul sezon al vine noiembrie, lor. Vine ziua lor. Vine noiembrie, vine ziua lor, da. Eclipsa de lună în Taur, practic, încheie această poveste de care am spus, a eclipsei din noiembrie 2021. Este posibil ca săgetătorii să încheie anumite proiecte, să încheie o responsabilitate profesională pe care și-au asumat-o și să se uite să vadă temele care au apărut în această perioadă, fie noiembrie 2021, fie noiembrie 2022, fiindcă aceste teme s-ar putea să se repete și să le închidă, să știe ce au de făcut. Capricornii, toate pânzele sus pentru Capricorn și lor le merge bine, nu pot să spun că le merge rău, fiindcă ei sunt concentrați pe carieră. Carieră și afirmare e în vibe-ul lor, e în tonul lor, ambițiile lor personale sunt foarte provocate în acest sezon al balanței și ei reacționează foarte bine la provocări. Pot să vină recunoașterea și succese pentru în viața lor profesională, să facă progrese. Eclipsa de soare în balanță marchează un nou capitol pentru carieră, deci pot să-și seteze noi intenții, dacă vor să schimbe locul de muncă, dacă vor să schimbe industria, dacă vor să creeze un nou plan de carieră, acum este momentul să își stabilească noi obiective. Soarele intră în Scorpion în 23 octombrie și vor acorda mai mult timp relaționării, socializării cu prietenilor, cu oamenii din grupurile din care fac parte și să vor visa și ei la viitor și să se întrebe care sunt speranțele și visele la care s-au gândit. Eclipsa de lună din Taur din 28 octombrie aduce un punct culminant în viața romantică a scorpionilor, în tot ceea ce ține de creativitate, relațiile cu copiii și la fel, sunt teme care acum se materializează, teme din 2021-2022 legate de acest domeniu. Pentru vărsători, vărsătorii sunt mai aventuroși în prima parte a lunii, până în 23 octombrie, când este acest sezon al balanței și ei vor să se bucure, da? Să se bucure, știi că ei sunt independență, libertate și vor să se bucure de experiențele pe care viața le oferă și vor să-și împărtășească talentele pe care le au către lume. Eclipsa de soare în balanță îi face pe vărsător să se simtă mai optimiști decât de obicei. Este
pot să demareze sau să-și pune intenții, de fapt, pentru un nou proiect care poate să începe, să înceapă în această perioadă. Noi proiecte, noi călătorii, poate pentru vărsători sau noi domenii în care vor ca să exceleze, publicistică, marketing sau în zona de educație. Soarele intră în Scorpion în 23 octombrie, dă startul sezonului Scorpionului și practic este foarte, foarte multă treabă pentru vărsători în recunoașterea aceasta pentru munca pe care o fac. Toți ochii sunt ațintiți asupra vărsătorilor și vor pune foarte multă energie în afirmarea lor profesională și personală. Eclipsa de lună din Taur le evidențiază foarte mult viața personală, situația și dinamica de familie. Deci foarte multă atenție pe zona aceasta de familie. S-ar putea să finalizeze niște lucruri, s-ar putea poziția lor în familie să se schimbe foarte mult din anul 2021. S-ar putea în sfârșit să își găsească, să spun așa, locul în familie sau să-și găsească locul în care se simt bine, casa pe care și-au dorit-o și să vadă efectiv ce s-a schimbat în bine pentru ei. Și ultimii și nu cei din urmă peștișorii, ei gândesc foarte mult în sezonul acesta al balanței, vor fi foarte concentrați la ceea ce gândesc și ei sunt chemați să facă pace cu trecutul, să-și exploreze psihicul lor și relația lor cu cele mai intense dorințe. Eclipsa de soare le aduce un nou început în zona banilor, da? Nu e rău pentru pești, resursele și finanțele pe care le gestionează, bugetele financiare, obiectivele financiare, poate să fie un timp și de vindecare, un timp de vindecare și de eliberare. Odată ce începe sezonul Scorpionului, peștișorii încep să simtă mai bine, sunt în aceeași energie de apă, se simt mai optimiști, mai expansivi și sunt gata să-și asume anumite riscuri și să-și împărtășească din darurile lor către ceilalți. Este posibil după 23 octombrie noi călătorii, expansiunea orizontului cunoașterii pentru ei, dorință de a participa la niște cursuri în zona de educație, poate de a scrie cărți, deci foarte multă treabă și pentru ei și eclipsa de soare de lună din Taur, din 28 octombrie, le poate dezvălui o serie de elemente semnificative, da? Le aduce claritate legată de o situație personală. Este o temă care, la fel, e recurentă, vine din noiembrie 2021 și peștii au de reflectat să vadă ce au acum de încheiat și pe ce pun punctul. Să lucreze, nu? Da, și da. Cum să meargă mai departe. Mulțumim tare mult, Luminița, te-am ascultat cu mare interes și cu mare drag. Bineînțeles că te așteptăm și luna viitoare să vedem ce ne mai spui acolo, da, ce previziuni. Mai facem planificarea. Vedem, nu știu, lăsăm universul să ne arate, da, că așa, el știe, el știe. Da. Îți mulțumim tare mult și te îmbrățișăm. Mulțumesc. Mulțumim frumos, avem o lună minunată, luăm o scurtă pauză și revenim.